este provizionată de un portal. Adică e pe firewall care dă un portal web, utilizatorul își descarcă un client, un executabil, pe Microsoft, pe macOS. Bun. Pe care îl rulează și care este făcut acel executabil să tuneleze trafic. Mai avem și acces SNX Network Mode, jos, în dreapta jos. E asta, asta e tot acces SSL, tot până în mediul portalului servit de firewall, dar lansând un client volatil, un obiect ActiveX era pe vremuri, acum este un obiect Java, o clasă, da, care se execută și interceptează conexiunile. Pentru cine? E, aici noi administratorii hotărâm. Pentru aplicațiile, anumite aplicații care rulează pe client. Dar este un acces de tip layer 3, direct în infrastructură. Începem să ne punem problema securității, regulilor de acces. Da. Dacă în stânga, jos, provizionam aplicații pe un portal și utilizatorul meu avea acces la acelea sau deloc, deja cu cât evoluăm spre acces la nivel infrastructură, o posibilitate a utilizatorului nostru de a se vântura cu infrastructură ca și cum ar fi la birou, începem să ne punem și problema controlului. Și evoluăm în partea de sus a diagramei, când deja ne punem problema instalării unui client. Unui client care să înceapă să aplice măsurile de securitate acolo unde apare problemele, direct pe endpoint. Acum o să vă rog mult să mă scuzați, dar eu am probleme mai de coordonare, astfel încât mie este mai dificil să urmăresc și fereastra de chat. Rugămintea mea este ca dacă nu reușesc să vă răspund, vă rog să interveniți direct, da? Vom fi noi separați de sticla, ecranului, dar putem dialoga. Sau o să colectez întrebările de la Dragoș și o să vă răspund pe mail întregii liste de întrebări. Bun. Urmăresc eu, Andrei, și te anunț. Nu ți-o probleme din punctul ăsta. Mulțumesc mult. Bun. Deci asta... Am dat așa niște indicații vagi asupra intervalului de timp, începând, vă ziceam, de la 40-50 de minute, ca să punem pe picioare ceva care merge, ceva care mergem și să publicăm o aplicație cu interfață web, o aplicație internă, până intermediul unui portal. Și oricum, datorită unei evoluții, unei șlefuieri de 20 de ani a școlilor de management, în care primăm în industrie, o să constatăm că ca să facem lucrurile să meargă, da, va chiar cu variația românească, merge și așa, mai mult de cam de 3 ceasuri, nu o să stăm. Nu o să stăm să configurăm. Da. E, o să stăm de 3 ceasuri mai mult să pigulim excepțiile, așa, să le periem, să vedem de ce cutărică nu are acces fix acolo. Dar ca să-i dăm drumul așa să meargă pentru o masă mare de clienți, cam așa, cam în 2-3 ore ne descurcăm. Bun. Acum am împachetat deja prezentarea în care toate link-urile incluse sunt, trebuie să dați click pe ele. Dar m-am gândit să fie un instrument util, da? Ca să vă orienteze și să includă și informație de VAURMA. Da. A, mi-am amintit, a zis la ceva, da? A zis la ceva despre felul în care sunt împachetate comercial lucrurile. Astfel încât, de jos în sus, soluția de acces care implică terminale mobile, soluția de acces de la checkpoint implică un client de mail, pe ATR. Da, este un client de mail care evoluează într-un container securizat și care pe lângă el mai are și posibilitatea de a interpreta pe intermediul unui browser specializat aplicații cu interfață web. Da.
Este un client personalizat pentru operarea pe sisteme terminale mobile, iOS și Android, a modalității de acces când vreau să SSL VPN, SSL VPN. Doar că am un container criptat cu posibilitatea de control unde salvez atașamentele, cum deschid link-urile de mail și posibilitatea de a șterge acest container criptat de la distanță și posibilitatea de a interzice temporar accesul la acest client mobil, SandBlast Mobile. Dacă terminalul sau utilizatorul prezintă un factor de risc, pe cine Dumnezeu să evalueze asta? Deci, clientul de mobil, capsul workspace. Cine evaluează starea de sănătate a terminalului și utilizatorului? SandBlast Mobile. SandBlast Mobile, care este o aplicație independentă cu care sper să vă familiarizați utilizând licența gratuită cu durată de un an de zile, care o să fie inclusă în mesajul de mulțumire pentru participarea la webinar. E vorba de o aplicație care controlează utilizarea credențialelor, reutilizarea credențialelor, inventarea aplicațiilor, apelurile de sistem și care, pentru o interfață tunel pe loop de zero, care o dau în tehnice, interceptează și controlează traficul generat de terminalul mobil. Am fost printre pionierii aplicațiilor de mobile și am rezolvat, ne-am confruntat și am rezolvat niște probleme interesante acum mulți ani. Aplicația este acest SandBlast Mobile, antivirusul de telefon, să zicem așa, grosier și imprecis. Este șlefuit astfel încât să utilizeze minim bateria. Da. O să vedeți că dacă vă instalați un produs de securitate pe terminalul mobil, să cam înjumătățește durata de viață. O să vă întrebați și de ce. Păi la cât de vorbăreți este produsul de securitate, e și normal să crească și factura, să crească și să scadă și durata de utilizare a bateriei. Bun. Deci, pe terminale mobile avem acces SSL. Pentru intermediul unui browser specializat, cu container criptat. Nu facem MDM. Nu suntem MDM. Deci nu putem să controlăm configurația, să-i spunem telefonului, băi, vezi că te conectezi numai la SSID-ul cu tare. Da. Nu asta facem. Ne ocupăm de date și de utilizatori. Este ceea ce se întâmplă la nivelul aplicației în telefon. Aceeași interfață web cu aceleași aplicații expuse este disponibilă și portabilelor, echipamentelor înzestrate cu tastatură, ecran și eroi de partea cealaltă a ecranului. Cu care ocazie evoluăm încetul cu încetul până în intermediul clientului dizolvabil servit de portal spre zona în care controlăm ce se întâmplă pe echipament. Soluțiile de acces remote cu agent client instalat pe portabil. Pe portabil. Și o să ziceți, încă un client? Păi ia, Bitdefender, McAfee, Sophos, Avira, you name it, you'll have it. Deja instalat. Ba chiar fac și deployment centralizat. Ba chiar fac și management centralizat. E bine, soluția supraviețuirii în Orientul Mijlociu este să te înțelegi cu vecinul, indiferent de declarațiile politice. Zi de zi trebuie să găsești o modalitate de conviețuire. Exact asta am implementat noi la Checkpoint, un agent care permite aplicarea unor măsuri de securitate în condițiile existente, adică și cu alte produse de securitate instalate.
E vorba de un agent complex, modular, pe care noi îl controlăm ce, cum instalăm, ce bucăți din ele, cum noi facem deployment-ul, care este gândit să nu să deranjeze cu cei de jur. Ba chiar mai mult să folosească informațiile unui astfel de produs antivirus care deja există păstați. Da. Ținând seama și de colaborarea internă pe care o avem cu Bitdefender, prin faptul că din cele trei engine-uri pe care le folosim în cadrul produselor, unul dintre ele, cel de verificare, este Bitdefender, da? Celelalte două fiind cel propriu Zone Alarm și Kaspersky. Da. Pentru produse care nu sunt destinate Statelor Unite. Deci nu am gândit să lucrez. Dacă vă uitați până review-uri, o să vedeți producători care zic antivirusul e moart. Cum să fie moart? La mine nu lează pe calculator. Da? De ce? Pentru că înlocuim antivirusul. Zău? Păi antivirusul este cu talpa țării. Da? El este primul layer de protecție al endpoint-ului. Baza pe semnătură. Cum o fi fiind el cu arhitectură veche de 20-25 de ani? Dar el este primul layer de protecție. Da? Deci nu îl înlocuim. Îl folosim și extindem capabilități. Ca să ce? Ca să oferim într-o modalitate integrată și controlabilă acces remot în condiții securizate. Bun. Deja am cam trecut în revistă, am cam identificat punctele. Deci e vorba de un client și de un concentrator VPN. Da, este firewall-ul. Da? Nu vă imaginați o cutie de tablă, avem și cutii de tablă. Da? Dată fiind estomparea perimetrului și faptul că suntem checkpoint software technologies, form factor, felul în care acest produs denumit generic firewall, da? Next generation firewall, cum vezi dumneavoastră să-l numiți firewall, o să vedem ce face. În plus, este livrat un cloud instalabil pe o mașină virtuală, instalabil pe ce Dumnezeu server ca am trecut. Da, sigur, pe un appliance de la Checkpoint, mai mic, mai mare, ideea este că e vorba de același cod. Ba chiar o să constatați că e vorba de aceeași imagine de instalare, ceea ce ne oferă flexibilitate în dezvoltare. Istoricul meu personal a fost legat de multe companii cu orientare de networking. Da. În care, la sfârșitul anilor 90, domina sau prevala ideea că o arhitectură hardware-based, ASIC-based îți oferă performanță pentru ce? Pentru intermediarea traficului de mail, hai să fim serioși, așa ceva nu se poate implementa în ASIC. Da? Ai nevoie de celălalt model față de firewall-ul stateful, firewall-ul proxy de aplicații. Da? Model care a apărut și el la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, s-a estompat, a trecut așa în uitare până a revenit ca o funcție a Next Generation Firewall. Bun, deci avem nevoie de un client. Avem nevoie de un firewall și mai avem nevoie de ceva care să păstorească toată menajeria asta, de o soluție de management. Și acum, cu dumneavoastră, o să leu cu colegul Dragoș să lanseze POL. Am ajuns la partea de arhitectură. Și acum... L-am lansat, se regăsește în partea dreaptă. Mulțumesc. Am încercat să fac POL-ul ăsta ca să ne ajute să nu să conștientizăm, că slavă Domnului, am conștientizat, ne-au trecut până oase problemele astea în ultima lună, poate și mai mult. Cât să reunim o seamă de probleme cu specific local, astfel încât să putem, noi, reprezentanța locală al Checkpoint, să putem să venim în întâmpinarea asta și să zicem, vă e greu aici? Păi aici vă ajută. Deci, primul pol. Dacă v-ați confruntat cu problema operaționalizării în masă, acum, rapide și neprevăzute, a unei soluții de acces remote, care a fost problema principală de care v-ați lovit?
Limitarea de infrastructură, ok, am provizionat clienții, dar uite că noi am pe ce-i termina. Uite că mi se deconectează, am mai mult de 50 de clienți, 100, 100, 500, 1000. Mi se deconectează. Operaționalizare. Da. Trebuie să fac deployment de clienți sau trebuie să provizionez un fel nou de acces remote pentru 1000 de clienți. Sau trebuie să găsesc o soluție gestionabilă. Gestionabilă nu până 7 interfețe, ci până intermediul uneia singure. Și cu voia dumneavoastră, inexistența unui buget. Cine Dumnezeu putea să, când s-au făcut bugetele anul trecut, cine Dumnezeu putea să prevadă ce se va întâmpla? Aveam noi așa niște indicații, dar cât de mult o să se umfle guba, nu prea aveam idee. Problema este, partea bună este că la Checkpoint, ca organizație globală și în mod specific organizația locală, încercăm să răspundem tuturor acestor dimensiuni cu niște soluții pe care vi le putem pune la dispoziție în avans, înainte să vă băgăm mâna pe aia adânc în buzunar, da? Care să combată limitările infrastructurii. O să vedem imediat despre ce e vorba. Este vorba de posibilitatea de a operaționaliza, cum vă ziceam, în 3 ceasuri ca să meargă, în 2 zile ca să meargă bine. Pe ce aveți? O soluție de acces remote instalată pe ce aveți? Pe ce aveți? Un server casat. Un mediu de virtualizare. Da. Pe care să îl partiționăm. Tăiem și noi o bucățică pentru acces remote. Wow! Avem cloud. O să vedem ce înseamnă asta. Un appliance dedicat. Bun. Dificultățile de operaționalizare. Aici vă spuneam, stăm bine, stăm mai bine, pentru că putem să gestionăm toate componentele soluției, client, terminator VPN, management, din același punct. În același punct, în aceeași interfață. Da? Mai în glumă, mai în serios, în vremuri care nu au vremuri de restriște, în vremuri normale, lucrând într-o bancă, am fost confruntat cu nevoia de a asigura work from home o zi. Fix să mă tea cap în cap cu client access proxy de la McAfee. Da? Și trebuia să-i explic eu colegii de la contabilitate, da? Cum să-și dezactiveze un modul înainte să-și-l activeze pe celălalt. Și am redactat așa, românul e născut poet și programarea este noua poezie. Am redactat manuale întregi pe limba colegii de la contabilitate. Nu e treaba ei. IT-ul nu e treaba ei. Da? Treaba ei cu totul altceva. Bun. Mă la favori. Management. Centralizat. Facil. Un client care să deploieze cu minimum de efort pentru mine, administrator, și pentru amărâtul de utilizator care și-a luat calculatorul de pe masă, monitorul și tastatura și s-a dus cu el acasă. Deci, ușurință în operaționalizare. Iar cu partea de inexistența bugetelor, să-mi scuzați vorba proastă, dar să ne vedem noi cu saci în căruță, cu oamenii trimiși acasă și conectați remote și ne mai socotim noi după aia. Bun. Vorba românului. Ca idee, Andrei, 50% dintre răspunsuri au fost pentru limitările infrastructurii existente. Ok. Am constatat asta. Și atunci, limitările infrastructurii sunt unele la care nu vă putem ajuta foarte mult, dar nu vă putem cu o soluție Checkpoint lăți banda, accesul internet. Nu vă putem
Nu vă putem optimiza aplicațiile legacy. Da? Dar să vedem, în schimb, ce putem să facem cu privire la limitările infrastructurii. Putem să nu folosim infrastructura existentă și să ne așezăm, cum spuneam și noi, în fâșia Gaza, în paralel, da, cu infrastructura existentă. Și atunci, de ce am nevoie ca să-mi pun pe picioare o soluție accesului nou checkpoint? Păi, de concentrator, păi românește firewall-ul, de unde îl iau? Păi, dau click pe link. Dau click pe link, descarc versiunea indicată și îl instalez. Pe ce îl instalez? Vă spuneam, de ce am? Da? Deci, începând de la un calculator i5 de generația 2i3, a doua, a treia, cu 8 GB de RAM, ai cum mai găsit de DDR3 8 GB de RAM și plăci de rețea Intel, da? Și terminând cu, cum ziceam, cu serverul casat. Serverul casat acum un an, acum 2 ani. Îl descărcăm, îl instalăm. O să vedem noi de, cum să zic, și de ce am mai trebuit să știu atunci când fac instalarea și configurarea. De ce aș mai avea nevoie? Hai să luăm condițiile medii în care majoritatea angajaților au nevoie de acces continuu pe parcursul întregii zile la aplicații client instalat. Da. De ce? Păi, dacă tot facem un lucru, hai să încercăm să facem bine de la început și să punem piciorul în prag, da, că odată ce am instalat ceva înainte să plece pe calculator, s-ar putea să nu mai văd mult timp utilizatorul respectiv. Hai să ne punem o sărbătă unei modalități de a controla ceea ce se întâmplă pe endpoint și să instalăm în stat ceva care în prima instanță va asigura conectivitate și în al doilea rând ne va da nouă administratorilor de rețea și de securitate posibilitatea să controlăm ceea ce se întâmplă pe echipament. Da. Un client software. De unde îl iau? Click pe link Endpoint Security Homepage. Am afișat versiunea pe care o folosim noi intern, în checkpoint. Este cea care mă oferă conectivitate și momentul de față. Bun. Ce mai am nevoie ca să, cum ziceam, să gestionăm toată menajeria? E, de o soluție de management. Păi o am deja. Da? Trebuie doar să selectez în cursul instalării standalone, adică componenta de execuție, firewall și componenta de management, server de management, să fie instalate pe același substrat hardware. Unde? Să zicem, în mediul fizic sau virtual, on-premises sau în cloud. Bun, dar cum să zic, ca administrator de rețea, cu cât sunt mai puțin de rețea de sistem de securitate, cu cât sunt mai puține componente de instalat, eu cu atât mă simt mai bine. Și atunci, în măsura în care sunteți confortabil cu ideea, putem să folosim managementul în cloud și pentru endpoint și pentru firewall. Da? Cum să zic, pentru cei care refuză ideea de cloud, principial, păi o folosim. Da? O folosim zilnic. Da? Ne-a intrat sub piele, fără știrea noastră, o folosim. Și atunci de ce să nu o folosim conștient și responsabil? O să constatăm că există un balans, așa, un balans foarte subtil între cât sunt dispus, pentru cât sunt dispus să răspund, să fiu responsabil și să întrețin versus cât sunt dispus să plătesc pe altul să-mi facă chestiile astea. Mașina în cloud. Să nu uităm că poate fi vorba și de soluții de colocare. Soluții de colocare. Și atunci, pentru un deployment accelerat, de ce să nu reduc din 3 componente la 2 și să am de instalat numai concentratorul? Cine termină conexiunea VPN? Firewall. Și să-i fac
să fac deployment-ul de agenți și managementul de undeva din cloud. De ce? Pentru că e accesibil de oriunde. Doamne păzește, se întâmplă ceva cu, există, cade curentul, 6 ore, 12 ore, da, client, utilizatorul meu conectat remote, nu să mai aibă conectivitate remote. Dar în schimb, între timp, dacă văd că se permanentizează disfuncționalitatea, pot să-i provizionez ceva similar în altă parte. Și îl pot reorienta de la distanță. Pot să instruiesc clientul software tunelare să se ducă către alt firewall. Asta având acces la o modalitate de management a endpoint-urilor de la distanță și cu vizibilitate maximă, vizibilitate și redundanță. De ce să nu... De ce să mai bat eu capul și să implementez o soluție de management când au făcut ăștia de la Checkpoint? Și mai mult o să constatăm noi, este deja inclusă în presă. Bun. Am afișat o captură de ecran a unei deployment real. O să vedem în mijlocul imaginii download initial. Utilizatorii care deja și-au luat catrafusele și s-au dus, da? Și-au luat calculatorul, nu-i mai am sub control. Eu, de exemplu, pun clientul personalizat pe care dai dublu click, se instalează și știe unde trebuie să se conecteze. Știe deja. La ce server de management, de unde își va trage, ce politică de conectare către ce firewall. Eu îl pun într-un SV bucket sau într-un obiect de tip blob în Azure sau un GCP în Google Cloud Platform, da? Și cum să zic, mă costă $3 pe lună ca să am la dispoziție clientul software accesibil de oriunde pentru utilizator să și-l poată instala chiar dacă nu mai este sub controlul meu, chiar dacă nu îl mai pot instala rapid în politică de domeniu. Ok. Hai să zicem că am rezolvat utilizatorii. Pot să le fac deployment și e vorba de un pachetel de 20 de mega de descărcare. Pot să le fac deployment fie că încă mai sunt la birou cu calculatorul, fie că sunt deja plecați. Așa. De ce m-aș mai putea dispersa? De ce aș mai putea scăpa ca probleme? Păi, de management. Management. A firewall-ului, a concentratorului VPN, lăsând o foaie pe faptul că interfața de management este aceeași. Da, trebuie să-mi instalez un client. De ce? Pentru că de 20 de ani facem ceea ce se întâmplă a deveni norma în cloud. Adică conectăm toate componentele soluției și le facem să vorbească pentru un... Într-un limbaj, acum este JSON, înainte a fost XML, tunelat și criptat SSL. Asta, tocmai am descris mecanismul de interconectare a serviciilor în cloud. Ori, noi facem asta de 20 de ani între componentele sistemelor noastre. Da? Avem nevoie de un traducător de descriere de obiecte. Asta este clientul de management pe care trebuie să-l instalez. Da. De ce nuanțez asta? Pentru că există o orientare către echipamente, soluții cu interfață web. Păi da, dar interfața asta web trebuie să aibă un mecanism de descriere a obiectelor, JSON, XML, deci deja dau un REST API, unul la mână, și doi la mână, să nu uităm că se va implementa pentru un browser. Asta va însemna variabilități de performanță în operațiuni care vor deveni curente, cum ar fi investigarea logurilor. Bun. Deci eu ca administrator trebuie să-mi instalez ceva consolat de management, cu care mă leg la serverele de management, endpoint și network, separate așa, conceptual, pentru că ele reprezintă același. Bun.
Unde e serverul de management? Păi fie pe device local, fie separat instalat pe alt echipament diferit de concentratură, fie în cloud, uitați ca serviciu. Ca serviciu. În partea de jos a ecranului, în prezentarea de care veți dispune, sunt link-uri. Încerc să urmăresc pas cu pas etapele instalării. Bun. Și acum suntem la partea de arhitectură. Mi-am descărcat și instalat bucățele. Am optat pentru management local sau în cloud. Am început să configurez. Să configurez soluția de acces remote bazată pe soluții CEPE. Cum? Numai atât? Descărcat, instalat, configurat? Da. Pentru că orice soluție de checkpoint, firewall și management vă pune la dispoziție o perioadă de trial de 15 zile, 15 zile cu toate funcțiile activate. Deci, referitor la funcții, întreaga funcționalitate a complexului Firewall Management este deja acolo. Nu trebuie să descărcați dacă ceva în plus, să instalați ceva în plus. Totul se activează cu un key de licență. O să ajungem în următoarele 16 minute precis, îmi propun, și la modalități de extindere. Da? Avem de-a face cu o situație neprevăzută, excepțională, da? În care nu putem să aplicăm mecanisme comerciale, mecanismele de suport, de orice fel, pre-vânzare, vânzare, post-vânzare, cum doriți să-i ziceți, care se derulează în condițiile normale. Bun. Deci o să vedem că putem să extindem posibilitățile de utilizare a soluției checkpoint înainte de prețăluire și de vânzare. Bun. Cum? Păi, dacă trebuie să ofer conectivitate clienților episodici. Da? Am câțiva însemnând de oare din unul sutelor. Clienți care folosesc câteva aplicații interne. O să vedem, poate deja le-am migrat serviciile commodity, serviciile curente, mail, fișiere, poate le-am migrat deja în cloud, ca serviciu. Și mai au nevoie doar de acces cu interfață web la ceva aplicații. Dar poate mai au nevoie și de acces cu client instalat la ceva aplicații. Da, câtă vreme nu clientul este reprezentat de browser, care rulează pe vari sisteme de operare și pe vari echipamente. Să nu aștept să am constanța performanței. Deci, tocmai îmi deschid ușa, deși mi este ușor să previzionez, îmi deschid ușa problemelor de tipul, da, lui Cutărică, m-a sunat Cutărică, lui îi merge, mie nu merge. Da. Browser diferit, calculatoare diferite. Pentru aplicații care necesită interacțiuni simple, operații simple, aplicații cu interfață web, putem să punem pe picioare această variantă de conectare cu expunerea aplicațiilor pe interfață web. Fără să fac deployment de client. Să nu uităm însă unde cineva va trebui să servească și să intermedieze și să dea în stânga în dreapta să traducă ecranele aplicațiilor mele, interacțiunile cu aplicațiile mele cu interfața web. Și acesta este firewall-ul, care nu face, trebuie să înțeleagă la layer 7. E un proxy. E un proxy. Deci o va face în user space. Trebuie să mă aștept grosie la o performanță la jumătate față de clienții cu client IPsec instalat. Atât ca numai de clienți, cât și ca performanță efectivă de prelucrare. Deci, repede, însă operaționalizez repede, pe dimensiunea repede,
Am posibilități de control mai reduse și mă pot lovi la un moment dat de niște restricții de performanță. Soluția polivalentă. Soluția și primul scenariu, unde îl operaționalizez? Păi, hai să presupunem că sunteți clienți Checkpoint. Varianta de care m-am lovit în ultimele săptămâni este mai dau un click și că tot e acolo funcția și activez funcționalitatea de concentrator VPN remote acces cu un echipament deja existent. Ok, dar trebuie să, așa în fundul craniului, în fundul minții, trebuie să mă gândesc că îi mai dau ceva de făcut. Mai dau ceva de făcut și dacă deja este subnutrit, da? Face deja toacă, deja trafic la layer 7, face și application control, face și acces pe baza identității utilizatorului, face un RFI-ul, trec antivirus, antibot, threat emulation, threat extraction și cu voia dumneavoastră cam atât, logging și reporting, așa, dacă îi mai pun și remote acces, s-ar putea să dau așa într-o înghesuială de funcții care să-mi cam jugureze trafic, file-ul meu. Și mai e un aspect care este valabil și acesta și pentru alți producători. Să mă gândesc la segmentare. Odată ce file-ul a luat decizia, am primit o conexiune IPsec, SSL, VPN, on kid, și am deja, eu sunt responsabil, eu fac, eu sunt responsabil, tranzitez traficul, trebuie să fac ceva să-l scot pe interfață, să-l dau afară. Posibilitățile de a segmenta, de a controla traficul, după ce am primit conexiunea tunelată, sunt mult mai reduse când înghesui totul, toate funcțiile pe același echipament de pe IMET. Ori, facem un pas la stânga și ne punem soluția noastră de acces, remote, checkpoint, în paralel cu arhitectura existentă. Vă spuneam, pe un calculator decent, începând cu i5, un 8 giga de RAM, ce o mai găsi pe acolo, ce n-am dat încă la utilizatorii care au plecat acasă, putem să evoluăm în paralel. În paralel, da? Mie, cum scrie, cu cât abordările sunt mai modularizate, mie personal, cu atât îmi plac mai mult. Pentru că dacă ceva nu merge, știu ce am adăugat. Ce am adăugat. La fel de bine, știu cum asamblez. Da? Acum este aici soluția de acces remote, mâine este poate în altă parte, în alt centru de colocare. Poate în cloud. Doar că implică un pic de reproiectare a fluxurilor de trafic. Da? Cum dau, trebuie să direcționez traficul către concentratorul VPN și de la concentratorul VPN. Și în perspectiva permanentizării situației, implică oarece costuri, de cele mai multe ori neprevăzute. Bun. Am zis că și așa, cum să zic, așa cu software pe care deocamdată n-am dat banii și cu niște remnanturi pe care le aveam până necasate încă, îmi pun pe picioare o infrastructură de acces remote. E, soluția asta de compromis, să vă zic, pășleau, am văzut-o până pe la 500, 600, 700 de utilizatori concurenți. Pe ce avem în curte, da? Cu soft o da moaca încă de la checkpoint, funcțional cât? 15-30 30 de zile, vom vedea. Bun, în paralel cu ce avem. Infrastructure. Să nu zic că arhitectura noastră include în istorie de 15 ani posibilitatea de scalare orizontală. Scalare orizontală. Aveam o vorbă proastă, așa, fără minte. Ce mai bun decât un checkpoint? Doi checkpoint. E un pic de realitate în asta, că și la soluția noastră
că acest imob poate scala pe orizontală pe un model care a fost preluat și implementat și de către alți producători, independent. Nu mi-ajunge un firewall, păi mai meșteresc repede încă unul, îl prind în management, îi definesc ca zonă protejată același subnetwork în spate și împing către client o politică care să-i spună te conectezi la primul care răspunde round robin, împing decizia către client, te conectezi întâi la unul, apoi la celălalt sau te conectezi pe baza unui algoritm de hashing. În felul ăsta, multiplicând concentratoarele care nu comunică între ele, deci nu e un mecanism de clustering, este un mecanism de distribuție la nivel de aplicații. Și având clientul care are un algoritm simplu, să nu mă aștept la minunății, la global, la GSLB, la deci load balancing, putem să facem și asta. Da, e vorba de soluții tangibile. Nu mi-ajunge un calculator, mai pun unul ca să termine conexiunile. Și mai mult, o să ajung la o distribuție relativ echilibrată. Nici voi vă să-și comunice calculatoarele, concentratoarele VPN între ele încărcare, mă de clienți. Că n-au cum. Da? Ele nu știu unul de celălalt. Clientul știe că sunt mai multe. Bun. Deci avem posibilitatea asta să mai depășim un pic încă o limitare a infrastructurii. E da, pentru ce e așa mai cu dare de mână și mai cu stare, care, să zic așa, mai au cum de să răscolească pe un buget, putem să asigurăm soluții on-premise cât de mari. Cât vezi noi astea de mari? În dreapta aveți racul nostru de la Tel Aviv, unul din reacii de la Tel Aviv, care găzduiește soluția maestră, care, mie îmi place să-i spun că e un șasiu explodat, un firewall modular sau o arhitectură de tip șasiu, o aveam în switch-urile multifuncționale de core, care aveam și blade de firewall, și blade de rutare, și de toate. Explodat, fără carcasă, fără surse și cu backplane-ul prin față. Cât de mare poate să fie? Păi până la 51 de unități, zice hârtia. De fapt, dacă numărăm cablurile, o să constatăm că am vreo 21 de unități. Cu multiscalare și multiplicare liniară a performanțelor. Mai pun unul, mai pun unul. E, și asta este o soluție într-adevăr redundantă. Plyerile noastre, datorită istoricului, avem un număr mare de clienți care au arhitectură redundantă. Cluster, cum se zice. Cluster. 1, 2, 3, 4 noduri. 5 noduri. Deja de la 5 noduri... vorbărea între, între elementele soluției este mai mare decât traficul util. Bun. Dar cei mai mulți clienți pe care avem au clasă cu două noduri. Activ, standby. De ce? Că nu ai putut activa așa. Da? Deci 50% din investiție stă. E centru de cost. Am constatat că putem să depășim de data asta o limitare de percepție a arhitecturii noastre, a infrastructurii noastre, fie aplicând, dând niște click-uri și modificând configurația de cluster într-o configurație independentă, multiple entry points, să zicem așa, fie orientându-ne către o arhitectură într-adevăr scalabilă. Eu mi-am făcut debutul pe vremea în care arhitecturile hardware erau predominante. Da? Și mai în glumă mai în serios, dacă luăm la bani mărânți producătorii majori de piață, arhitectura lui hardware a ieșit ca de pe o singură planșetă. Ori, ce faci cu astfel de arhitectură hardware care nu scalează vertical? Scalează, nu poți să-i crești capacitatea de prelucrare. Da, scalează, merge 60 de giga firewall, da, firewall, stateful firewall, ca atât faci ASIC, dar după aia ce-i faci? Cum scalezi vertical? De asta sunt eu promotorul arhitecturilor
modulare ca funcționalitate. Îi pui ceva în stânga, îi pui concentratorul în stânga, nu încerci să le înghesui pe toate același echipament. Bun. Am inclus niște așa, un instrument de orientare în ceea ce privește capacitățile de prelucrare ale etaloanelor, etalonului de la checkpoint. Etalonul este appliance-ul. Ceea ce dăm noi ca soluție împachetată la cutie de tablă. De ce? Păi pe asta o putem măsura. Sigur că putem instala soluția checkpoint din mașină virtuală cu un core și un giga de RAM până la un server casat anul trecut cu dual procesor, cu 20 de core, cu 128 de giga de RAM. Sigur că pot. Dar nu o să am un termen comun de măsurare. Ce e mai impresionat este seriozitatea cu care au fost făcute măsurătorile. Deci, literalmente, utilizând echipamente specializate de măsurare în care am încărcat eșantioane de trafic real, am dat în echipamente până au crăpat. După care am zis, un echipament e sănătos să meargă la 50%, 50-60% utilizare. Ia să împărțim noi pe dânduri și să repetăm testul în aceste condiții. De pentru care au ieșit valorile orientative afișate. Cât de precis au făcut măsurătorile, ne spun niște documente cu circulație restrânsă, pe care o să le puteți consulta în varianta imprimabilă a materialului acestui webinar. Bun. Cum nimic nu-i nou în IT și totul se învetește așa, dacă supraviețuiești suficient de mult, o să vezi cum idei uitate și scot capul de unde nu te așteptai. Pentru cei cu dare de mână și care deja au luat-o pe drumul Damascului, da? Și au văzut lumina din cloud, avem o soluție elegantă și elevată și ușor de operaționalizat. Soluția cu concentrator VPN în cloud. Și aici se deschid niște căi. Da? O cale duce către aplicațiile ca serviciu. Păi stai, doamne, ce mă zăpăcește atâta cu acces local când eu am toate aplicațiile în cloud. Felicitări, sunteți pe plan local novatori. Ăsta e drumul. E un drum fără întoarcere, by the way. Am aplicații, deci cei care deja și-au migrat aplicațiile în cloud, care au luat o decizie strategică, nu mai bag bani în fiare, nu mai bag bani în proiect, lasă-l pe Google, AVS, Azure să facă asta, că pe el îl costă mai puțin, o face la scară planetară, pe mine mă costă mai puțin. Consum, plătesc ce consum. Deci au migrat aplicațiile în cloud, s-au folosit aplicațiile ca serviciu. Păi stai așa, că eu am nevoie de mail, de SharePoint, da? Sau așa, de aplicațiile client server, mi le-am migrat deja pe o mașină și folosesc un serviciu de RDP, de exemplu, sau upstream, cum îi zic la Amazon. Da? Deci totul e în cloud, într-o variantă sau altă. Ce mă zăpăcești tu pe mine cu soluții de acces VPN, checkpoint, când eu am deja Azure VPN Gateway, Transit Gateway, whatever. Deci posibilitatea de a termina conexiunile utilizatorului, fie direct în serviciu, dă click aici. Mai în glumă, mai în serios, așa vă spuneam că provizionez clientul endpoint, mutând kitul inițial de instalare de 20 de mega într-un S3 bucket de la Amazon Web Services, să fie accesibil. Păi tocmai am oferit un serviciu, da? Dacă este accesibil pentru toți, da? dacă S3 bucketul respectiv nu e criptat, tocmai am o problemă, da? Tocmai am o problemă prin faptul că s-ar putea ca cineva să mă umblă un pic în pachetul de instalare și bietul meu utilizator să descarce un pachet care conține altceva. Și o să ziceți, hai că ăsta bate câmpii. Da.
Realitatea e un pic alta. Deci, în măsura în care folosesc strict serviciile și, și condițiile de infrastructură puse la dispoziție de cloud, îmi amintesc de matricea de responsabilități. Da? Providerul de cloud este responsabil cu nivelul de bază. Ce se, securitatea cloudului, ce se întâmplă cu date utilizatori, condiții de acces, e treaba mea. Treaba mea. Ori tocmai aici intervenim noi. Un concentrator VPN, care este fix același software pe care îl instalăm pe server, pe appliance, în mașină virtuală, se poate deploia la fel în cloud. Ei, și pentru cei care, într-adevăr, privesc în viitor, așa, și care au o conexiune între providerul de cloud, că să Express, Root, Direct Connect, whatever, cu infrastructura on-premise, deci au o țeavă continuă și foarte costisitoare, e, deja este, este mai simplu să orientăm din start accesul remote, nu către infrastructura locală, care azi e, mâine nu e, ci către ceva care este atât de dispersat și de distribuit, încât zău dacă știm cine mai citește sau mai investigează, sau mai face data mining pe el. Bun. Sau pot să folosesc un concentrator VPN, un firewall checkpoint, deployat în cloud, ca pivot. Și rezolv două probleme cu asta. Accesul de oriunde, al cui, al utilizatorilor. Utilizatorii mei nu se mai conectează la concentratorul VPN on-premise și la concentratorul VPN din cloud, care mai face ceva. Deschide un tunel IPsec VPN către infrastructura mea. Da? Și o să zice, și cu asta ce am rezolvat? Că banda tot atâta e. Păi da, banda o fi aceeași, dar condițiile de utilizare, făicușul stabilește conexiuni și stabilirea conexiunilor tunelate IPsec e o treabă costisitoare din perspectiva calculului. Deci deschid o teamă mare și fac către infrastructura on-premise și înghesui până ea traficul pe care îl primesc de la clienții conectați. Da. Și o soluție, iarăși, cu costuri surprinzător de reduse. Da. Folosind calculatoarele prin provider de cloud, o să constatați că pe lună să țineți o mașină reserved, adică vă angajați că o țineți în picioare tot că nu sare 100, 150, 200 de dolari. Da. Bun. Deci avem posibilitatea să, cum să zic, să ne mișcăm în împrejur. Infrastructura mea nu ține, nu-i nimic, punem ceva alături, alături on-premise, alături în cloud. Ei, da, suntem cu aplicațiile deja în cloud. Felicitări! Felicitări! Pe lângă faptul că le putem accesa, direct ca serviciu sau prin intermediul unui client, software, checkpoint, tunelarea IPsec către un concentrator în cloud. Să ne gândim un pic ce se întâmplă cu planul de control, partea de orchestrare. Dar mi-am migrat infrastructura în cloud, dar ce fac cu ea acolo? Cine are acces la ea ca administrator? Păi administrator de sistem, tocmai l-am vopsit, l-am zugrăvit și i-am zis că ești administrator de cloud. Peste noapte. Ok. Doar să țin eu seama că asamblând soluțiile în cloud, avem la dispoziție luna și serviciu nou, luna și serviciu de bază de date, de comunicare, de mesagerie, de notificări, da? Uimitoare, fără precedent. O să asamblez o soluție din ce mi oferă providerul. Totul este să migrez datele. Avem și tool-uri pentru asta, avem și costuri pentru asta. Ok. Avem, la checkpoint avem o soluție care, așa, în perspectiva permanentizării, mi oferă vizibilitate și control
asupra planului de instrumentare și orchestrare a ceea ce se întâmplă în cloud, începând de la instanțe, mașini virtuale ridicate în cloud și terminând la felul în care se aleg serviciile providerului de cloud între ele. Și o să ziceți, ok, îi mai dau 30 de secunde și închid. De ce? Păi am tot ce-mi trebuie ca serviciu. Tocmai m-a zugărit Microsoft cu Office 365, E3, E5, whatever. Am totul la pachet. Am Direct Connect. Păi tocmai asta aveți. Direct Connect. Acces la servicii. Dar cu conținutul ce se întâmplă? Deci asta rezolvă din perspectivă. Să nu uităm. Există o matrice de responsabilități, da? Pe care dacă o căutăm bine la toți providerii de cloud, o să vedem că este Vita mai Crețoiu. Vita mai Crețoiu care stipulează ce condiții cine. Am folosit o matrice de la Microsoft pentru faptul că este foarte mică și foarte ușor de înțeles în stânga jos. Deci avem conectivitate, rezolvăm prima problemă. Cu care ocazie facem tranziția către a doua problemă. Am făcut repede. Hai să începem să facem și bine. Da? Deci, avem o soluție Office 365, G Suite, cu posibilitate de stocare a resurselor informatice, datelor, ca serviciu, SharePoint, OneDrive, Google Drive, poate chiar avem aplicații Salesforce, ServiceNow. Am nevoie de ceva care să-mi gestioneze felul în care au acces utilizatorii mei, care nu se mai conectează la IPSVPN, sunt deja acolo, da? Felul în care vehiculează ei și gestionează conținutul. Și deschiderea pe care mi-o oferă această ultima planșă este către atât către soluțiile de cloud, cât și către tehnologiile, suita tehnologică care stă în spatele tuturor soluțiilor checkpoint. Deci ceva care operează la fel pe endpoint, pe firewall, în cloud. În cloud, în serviciile de cloud. Deci facem trecerea către protecția, i-am conectat. Acum trebuie să vedem că nu ne și dăunează. Nu ne și dăunează. Cu care ocazie o să rog pe colegul Dragoș să lanseze al doilea pol. După ce i-am conectat, mulți, din ce în ce mai mulți. Ce ziceți dumneavoastră? De ce trebuie să mă feresc? Ce se poate... Care e factorul de risc prevalent? Ce nu mă lasă pe mine să durem noaptea? Un ransomware pe care mi se propagă în infrastructura mea locală, pentru că cineva l-a contractat lucrând, făcând altceva decât ar trebui să facă pe calculatorul de serviciu în conectare remote. Să nu vedem, pentru că lucrurile tocmai se întâmplă. Dacă pe portalul nostru checkpoint.checkpoint.com sunt publicate bisăptămânal astfel de dezastre informatice. Deci ăsta ar fi un risc. Al doilea risc, extragerea intenționată a datelor. Și o să-mi ziceți, păi stai, nu să spui că eu am treaba, eu am servicii de cloud, am și un CASB, Cloud Access Security Broker, care, într-adevăr, istoric, se ocupă cu detecția extragerii datelor. Ok. De unde? Din cloud? Eventual, on-premise? Păi dacă ai acces pe un tunel provizional la nivelul rețea ITSEC, la share, la fișierele de acolo, ce îl împiedică să le ia pe stick și să le dea pe mail sau să le facă cu totul altceva? Ce îl împiedică? Clientul endpoint instalat. Da?
Dacă a apucat să-și pună clientul, să-și descarce de unde i l-am provizionat, unde i l-am pus eu clientul inițial, software, care realizează un singur lucru, conectarea la serverul de management, care e plasat unde vreau eu. Păi eu am posibilitatea să împing tot felul de modulașe, să ia pe endpoint și să se trezească cu porturile USB blocate, cu posibilitatea de utilizare a mediilor de stocare a restrânsă, da? Cu posibilitatea de a se conecta pe Bluetooth restrânsă, cu cerința de a cripta fișierele în momentul în care le tranzitează. Și asta gradual, după ce am asigurat conectivitatea, încetul cu încetul. E da, dar utilizatorul meu, mai ales de servicii de cloud, Gmail, Office 365, din alea cu bifa de Trust This Computer, nu mă mai întreba de credențial. Păi utilizatorii mei care folosesc un browser vulnerabil, cu vulnerabilități care sunt expuse cu zecile pe lună. Da. Ei au, cum să zic, buletinul la vedere, tot timpul au cardul de acces la vedere, agățat. Dumneavoastră mergeți pe stradă așa, în mod constant, cu badge-ul de acces la securitate fizică la vedere. Să mai întâmplă, așa cum plecăm în fugă. Bun, morala favorii. E vorba de riscul achiziției, vânzare și utilizării frauduloase a identității. Credențialelor de acces. Da. Ori, soluțiile noastre de protecție endpoint și mobil au un modul specific care se ocupă cu asta. Previne reutilizarea credențialelor folosite pe portalurile interne. Previne. Previne utilizarea credențialelor în resurse internet care nu sunt de încredere. Trebuie să ziceți, da, o formă sau alta de URL filtering local. Mai mult decât luate separat, sunt de motivul care ne-am obișnuit. Sandboxing, deci detonarea fișierelor pe datelor nestructurate considerate periculoase. Sanitizarea documentelor, transformarea, convertirea în format imprimabil, un format inert, care nu poate exploata o vulnerabilitate a softului instalat pe client. Da. Module care prin exploatarea browserului a suitei Office se interpun între ceea ce face suita Office și apelurile de sistem. Ok, deci lucrurile astea le-am mai văzut. Numai că la checkpoint am reușit două lucruri. Nu trebuie să le strângem la o altă și să le facem să funcționeze omogen și controlabil. Da, cu minimum de efort, cât mai ales să selectăm în perspectiva eficacității. Da. În perspectiva. Cum este? Care este bagajul minim care încarcă minim calculatorul utilizatorului care îmi permite să asigurăm maximum de funcționalitate. Bun. Deci ransomware-ul este principalul. Principala sperietoare, ok. Exact. Trec peste literatură, poate ar fi, să știți că am compilat niște cerințe care tocmai se apar în formulare conștientă începând de la SAS, deci de la organisme independente. Deci trec peste literatură și ajung la Sandblast. O să tot vorbim Sandblast Agent, Sandblast Mobile, Sandblast Cutare. Când eram pe partea cealaltă a baricadei și nu eram la producători, mai în glumă, mai în serios, ziceam, ce mai e și asta? Praf în ochi? E, nu. E vorba de fătuna de nisip. Care fătuna de nisip, ce lasă în urmă? Un strat subțire de nisip pe orice obiect. Deci e vorba de un sistem de tehnologii dezvoltate independent și aplicate generalizat, încorporate în toate tehnologii. Deci în momentul în care eu descarc și instalez clientul IPsec, da,
în varianta Endpoint Security. Și eu îl controlez cu serverul de management eventual în cloud. Am o variantă până care descarcă clientul IPsec. Și nu îl controlez. Îl controlează firewall. Asta este varianta și mai strânsă, dar nu mi-a oferit posibilități de implementarea unei politici de securitate după ce UEFA-ul conectivității se încheie. Deci în momentul în care am instalat un astfel de client pentru cerința de conectivitate IPsec și îl controlez de la distanță cu un server de management, eu deja am la dispoziție, pot să activez toată această suită SandBlast de tehnologii de protecție. Oi, vă ziceam, de reacțiuni foarte simple s-a generalizat codul. Dacă tot am muncit odată, da, am făcut odată un lucru, păi mă colind cu el și de Crăciun și de Paști și de Sfântă Mărie. Da. Deci, însă ce m-a surprins pe mine și din exterior și din interior este omogenitatea condițiilor de aplicare. Da. Deci se comportă la fel, ce-i drept, e același software. Da. Se comportă la fel și oferă același nivel de protecție. Unde? Pe endpoint. Pe terminalul mobil, SandBlast Mobile. Aplicat pe firewall, în măsura în care utilizatorii sunt protejați de perimetru sau resursele sunt protejate de perimetru. Că nu numai un utilizator care descarcă ceva e periculos pentru că se infectează și propagă ransomware, dar și un utilizator care încarcă ceva, un formular, un document, PDF, în aplicație, atașează un invoice, asta, o factură, o ceva, și ăla poate să fie periculos. Deci, pe românește, e vorba de o tehnologie care a început ca sandboxing. A continuat în evaluarea și prevenirea felului în care ajung să în contact cu fișiere periculoase. Da. Pe mail, vectorul principal este în continuare mail-ul. Numai că mail-ul este nimeni nu mai dă click pe atașamentul executabil la mail. Nu de alta, dar poate a fost interceptată soluția de protecție mail, fie din cloud, fie local. Am evoluat către link-uri în mail și link-uri care se activează, se rescriu în momentul în care dau click pe ele. Nu înainte. Ori, soluțiile de protecție de mail, chiar și cele elevate, deci, eu rămân uimit de ce mecanisme pun în joc providerii de servicii de cloud de mail, G Suite, Office 365. Însă, trec, pentru că acești provider se ocupă de livrarea mesajului. E periculos? Păi nu e periculos acum. Am primit cole din Italia. Până nu-l deschid, nu știu ce o să găsesc înăuntru. Da? Click time. După care, protecția anti-phishing. E, asta, același motor, și de aici deschidem cutia Pandorei, machine learning, artificial intelligence. Ok, deci motoarele anti-phishing sunt implementate la fel în cloud. Acolo este zoita noastră de protecție de cloud, acolo este test bed-ul. Acolo se conectează date, să afinează algoritmii și să livrează către amărătul nostru de endpoint, care nu are capacitate de prelucrare, să livrează șabloane comportamentale gata amestecate. Phishing. În clientul de mail, phishing la accesul prin intermediul browserului către resurse internet. Protecție business email compromise, back. E vorba de mail-urile acelea care nu conțin nimic în ele periculos. Mail-urile acelea care sunt, parcă vin de la șeful, care nu cer să-i dau bani în cont, să-i nu.
ce altceva, o situație financiară. Ce, a, deci e vorba de o analiză textuală. Back, business email compromise sunt periculoase până efectul asupra omului, nu până efectul asupra tehnicii de calcul. Ai nevoie de un pic de cabală aici, da? De analiză interpretativă, da? De contextualizare și exact asta stă în spatele amărâtului de agent pe care îl instalez, îl descarc și îl instalez pe endpoint. Mecanism de contextualizare. De ce? Pentru că rezultatul final al soluției de protecție în endpoint cloud sau network, verdictul. Păi ne trezim cu mai multe verdicte. Aceeași conținut este evaluat într-un fel de threat emulation, threat extraction, tehnologia noastră vizionară și literalmente la momentul introducerii nimeni nu mai avea așa ceva. Eu îi zic imprimanta de rețea. Firewall-ul, soluția de protecție de cloud, soluția de protecție endpoint, pur și simplu convertește din document Office în PDF, inert. Da? E de ajuns pentru înțelegerea omului, mă interesează. Și câte vreme nu solicită interacțiune, pot să hotărăsc dacă am nevoie de fișier original sau nu. Threat extraction. Era vorba de verdicte. Toate aceste tehnologii înglobate în sistemul de protecție în timp real SandBlast, dar mai fiecare verdictului. Eu zic că e frumoasă, eu zic că nu. Eu zic că da, mai e mai frumoasă decât score. E bine, am nevoie de un mecanism care să zică o scot la plimbare sau nu. Nu în zilele astea. Bun. Or, exact aici intervine machine learning și artificial intelligence. Or, pentru mine, administrator de securitate, în dreapta am o captură de ecran a clientului software cu toate modulele activate care urlează pe calculatorul meu de serviciu. Sunt cuba eu propriei companii. Or, vedem că avem mai mult acces, e primul lucru. Vedem că avem mai multe componente, ultimele trei de jos, anti-bot, anti-ransomware, behavior guide și forensics și threat emulation și anti-exploit reprezintă tehnologii de SandBlast. Forensics. Forensics îmi pune la dispoziție centralizat și pe calculatorul local rapoartele din stânga. Pe varianta imprimabilă la care să aveți acces a acestei materiale, am activat link-urile. Deci dați click pe imagine și nu o să se lanseze vreun ransomware, nici vreun soft de la Mossad, nu. O să vă ducă către aceste rapoarte. Da? Astfel încât într-un moment de tihnă, dacă mai avem așa ceva, să evaluați, cum să zic, nu mulțimea informațiilor. E așa de ușor în ziua de azi să strângi informații grămadă, să faci data bulți, data lakes, da? Cât informația relevantă, operațională. Da? Cât de rău m-a lovit? Ce mi-a distrus? Ce mi-a căitat? Care e business impactul? Pornisem de la faptul că ransomware este principala sperietoare. Păi avem acest modul anti-ransomware implementat de 3 ani de zile. Da? Care nu, cum să zic, nu face minuni. Nu folosește cine știe ce tehnologie ezoterică. Nu. Pur și simplu face un backup și numai operațiunile de criptare, de schimbare a biților, de modificare a conținutului, frecvența. Și asta se întâmplă personalizat pe fiecare calculator în parte. Da. Mai în glumă, mai în serios, eu aveam un test pentru astfel de soluții de anti-ransomware care supravegheau sistemul de fișiere și operațiunile de criptare folosind librările sistemului. Foloseam celebrul stick de semnare de documente de la CSI sau DigiSign, care asta face, criptează. Și dacă soluția în cauză de protecție îmi bloca clientul de semnare de documente, mă uitam așa mai lung și configuram manual o excepție.
Testul roșii ăsta pe care îl aplic eu a fost trecut de soluția noastră checkpoint. Deci anti-ransomware. Deci, supravegherea operațiunilor de criptare, efectuarea unui backup pe fișierele folosite într-o fereastră de timp care glisează în funcție de acces. Da? O zonă de backup și de restaurare automată. Ok. Deci putem să evoluăm de la repede la bine. Rămâne al treilea aspect al problemei, ieftin. Dimensiunea ieftin. Aici putem să avem o contribuție ca o organizație globală și ca o organizație locală. Cum putem să accelerăm procesul? Am inclus pentru consultare corespondența între funcționalități și tipurile de licențe. De ce? Poate la un moment dat o să avem nevoie de ele, dar nu acum. Pentru că acum vă puteți descărca, implementa soluția, rula pentru 15 zile fără să aveți nevoie de nici altceva. Dacă soluția, situația se prelungește și se va prelungi, ce putem să facem? Păi putem să generăm licențe de evaluare pentru cine? Noi ca reprezentanță locală sau Quartz Matrix ca partener? Pentru 30 de zile, pentru toate produsele. Pentru toate produsele. Astfel încât să, dacă peste o lună de zile ziceți, păi da, dar uite că aș vrea să dau și către tablete. Ce pot să fac? Păi mai activăm ceva. Mai activăm ceva. Da? Și împingem, tragem așa, întindem ceva cât putem. Cât putem? Păi 45 de zile. 45 de zile. După care, cum să zic, se poate și mai mult, dar de la casă la casă. La casă la casă. De la nevoie la nevoie. Ideea fiind, cum să zic, pe mine mă doare sufletul când văd tot felul de prăvălii care se îmbulzesc să beneficieze de situația asta anormală. Începând de la mânușile și măștile chirurgicale care au ajuns la prețuri exorbitante, da? Mă fac să mă gândesc să-mi scot mașina de cu sute de peci și terminând cu noi ăștia din IT care ne îmbuzim să luăm pielea de pe om. Da? Să jumulim acum când ai nevoie. Când ai nevoie. Să fim serioși, trăim într-o societate de consum în care finalitatea este măsurată financiar. Da, dar ce putem noi să facem la checkpoint și o urmărim conștient? Este să împingem asta cât putem de mult. Da? Să ne ajutăm acum, când e greu, da? Să împingem lucrurile 4-5 de zile. Hai să fim serioși. Până și termenele de 4 sunt mai scurte. Da? Până când ne vedem cu primele două faze, bine și repede și bine închise. Da? Până ne-am luat cu o grijă și că am scăpat de nebunia, ăsta se conectează, ăsta nu se conectează, ăsta avea acces acolo, ăsta avea acces dincolo. Da? Cât de cât i-am implementat și o măsură de securitate astfel încât să nu mă dea de pământ toată infrastructura. Și după aia, putem să deschidem gura și să vedem și aspectele comerciale. Bun. Or, pentru câți utilizatori putem să activăm asta? Că unii, cum să zic, sunt foarte dainici. Vă dăm pe gratis tot. Dar numai pentru 5. Și restul ce fac? Păi stau ca la Lidl, stau la coadă, în parcare și așteaptă să iasă pe 5. Da? Pentru toți. Toți cât? Cât ține mașina? Cât ține mașina? Păi am văzut cu 4 slide mai devreme. Bun. În funcție de tip, de cât de adânc vreau să implementez și o politică de securitate asupra endpoint-urilor, o să merg cu licențe care se stachează. Sunt licențe de evaluare. Da? Eval. Da. Bun. Deci așa, partea asta poate să fie, am inclus-o ca testimonial, ca mărturie. Nu sunt basme, sunt lucruri pe care sunt accesibile. Accesibile. Mai în glumă, mai în serios, nu avem cum să dăm înapoi, că le-am provizionat.
Iar pentru clienții existenți care neguie a vremii și au luat un produs și rulează, au luat ca să facă criptare de high disk. Și acum vreau să dea și remote acces. Că au și firewall. Sau dacă nu au firewall, îl pun alături. Punem o cutie alături. E, funcționează și mecanismul de licențiere concurent. Licențe vechi, clienți vechi și clienți noi. Eventual închiși pe același firewall. Căci firewall-ul îi suportă pe toți. E democratic. Da? Pe toți, adică pe cine? Toate variantele de conectare remote. Bun. Am lămurit-o și cu cât de ieftin. Acum să vedem cum ne putem ajuta. Am downloadat softul, am dat instalarea, o fi bine, nu o fi bine. E, în vremuri mai liniștite, poate ar fi sănătos să iau la mână documentație. Hai să fim serioși. DL, punct și virgulă, DR. O să o facem și pe asta, dar când o să ne lovim de ele. O să ne lovim de ceva probleme. Până una alta, o introducere în felul în care putem să operaționalizăm principial componentele soluției și recomandările de parametrizare sunt disponibile prin intermediul intervențiilor de tip loc. Ok, dar astăzi web ceva util avem? Ceva care am descărcat softul și l-am instalat. Ce fac? Păi, avem o comunitate. Avem o comunitate din care să sperăm că faceți parte ca utilizator înregistrat și dumneavoastră. O comunitate care este mediată și gestionată de niște clasici în viață. 4-5 clasici în viață care sunt echivalenți cu istoria checkpoint. Care treabă este să monitorizeze posturile și să răspunsuri, să le valideze, să le retragă pe alea agresive și ofensive sau inutile. Da. Anunțând utilizatorul înainte să facă asta. Vezi că mai ai o șansă să modifici conținutul sau te... Deci, conținutul este în permanență monitorizat, iar oamenii ăștia, 6 sunt totul, au ca scop dezvoltarea unor scule pentru comunitate. Da. De la secvențe video, cum să activezi pas cu pas? Ia, mai dau 5 secunde înainte, dau 5 secunde înapoi. Am pus bifa, next. Cum să activezi un astfel de acces remote în portal web pentru clienți, pentru utilizatori fără client software instalat, deci pe un browser, sau pentru clienți cu terminale mobile? Ieri seara a avut loc un tech talk care a trecut în revistă exact pașii de operaționalizare a soluției de acces remote pe client instalat. Da. Astfel de tech-talk-uri se derulează cu frecvență săptămânală. Mai mult, nu vreau să pierd timpul instalând un produs software ca să mă trezesc că nu știu să configurez. Nu e nimic. Avem un laborator online, tot în cadrul comunității. Laborator cu durată de 3 ore. E provizionat în Google Cloud Platform și îl puteți lansa ca utilizator înregistrat astfel încât să duceți cap până la capăt 3 ore. Deci vă amintiți de ce ziceam de durata așa optimistă de implementare? Ca să am ceva operaționalizat? Bun. Înainte să mă apuc să-mi găsesc calculatoare pe care să instalez ceva conform recomandărilor mele de arhitectură. Bun. Cum o fac? Păi am la dispoziție și rețetarul de configurare. Bun. Cu voia dumneavoastră, vă mulțumesc pentru cele 45 de minute suplimentare pe care mi le-ați acordat față de ceea ce era prevăzut și lansez în discuție o ultimă întrebare. Ce ziceți dumneavoastră? Ne va schimba fundamental incidentul acesta biologic? Felul în care muncim, cel puțin felul în care muncim cu bitul.
Să va generaliza chestia asta, va mai fi nevoie să semnăm condica sau să dăm cu beciul la fiecare dată la intrarea în mamuții, care am constatat eu că au început să populeze și Iașu, ca și București. Da? Clădirile de birouri colosale, fundamentale și fără parcări, da? În care lucrează 5, 6, 7 mii de oameni în open spaces, respirând, așa, transmițându-și de gură în gură tot ce au, și alea bune și alea rele. Pentru cei care mai sunt încă, mai participă la întâlnirea noastră, o să vă rog să dea cu bifa. Ce ziceți? Să va mai roti pământul așa cum știm? Sau sateliții o să determine schimbarea sensului de rotație? Se răspunde, Andrei, pot să confirm asta. Și fără să îi influențez, o să te rog și pe tine să răspund la întrebare. Așa. Și fără să vă influențez. Personal, eu zic că da, ca în orice vreme de restriște, mă uit foarte atent ce iau cu mine, ce las în urmă. Să tot vorbește. Până acum au fost basme, așa, teoretizări, infrastructura, ansilozarea, da? Am cochetat cu cloud-ul, ce-i drept. În momentul în care am ajuns acolo, eu îl văd așa ca pământ fără întoarcere. Da? Și un drum în care ceva se va întâmpla sigur. O să scot bani la fiecare pas. Și dacă mă uit în stânga la vecina și o să scot unul, o să trească să scot bani în cloud. Da. Dar noi la copiii mei le-am arătat... Le-am arătat un provider de cloud și au început să clică, e pe acolo. Fie să știe că ei lansează o mașină virtuală. Da? Au văzut o provizionare unei aplicații în care încarci o poză și îți spune dacă e bărbat, femeie, e tânăr, e bătână, are mustață sau pălărie. Folosim numai servicii pe chestia asta. M-am uitat cât 72 de dolari mi-a venit nota pe chestia asta și am înghițit în sec. Da? Dar poate că ăsta e viitorul. Poate că perioada asta de recluziune ne determină să ne regândim munca noastră cu bine. Până atunci, mie nu mai rămâne decât să vă mulțumesc pentru timpul acordat. Îmi place să mă gândesc că v-am furnizat informații care vă voi folosi pe termen scurt și să vă pun la dispoziție, să zic așa, și niște instrumente de a ajunge la instrumentele de a operaționaliza o astfel de soluție de remote acces. Până atunci, sănătate și Doamne ajută! Mulțumim și noi tare mult, Andrei, pentru informațiile și sfaturile pe care ni le-ai dat. Până la urmă, răspunsul cu da la acest scurt sondaj este majoritar și în cazul participanților. Mulțumim tuturor pentru prezență și pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. Dacă aveți întrebări, încă le mai puteți adresa în zona de chat. Avem un comentariu. Da. Da, probabil că așa e. Dacă mâine se găsește soluția magică și criza sanitară se termină brusc, șocul care deja s-a produs este suficient pentru o schimbare majoră. E o părere pertinentă. Într-adevăr. Da, da, da. Da. Așa. Noi sperăm că ați descoperit informații utile și că veți folosi pe viitor soluțiile prezentate de Andrei. Quartz Matrix și Checkpoint vor fi întotdeauna alături de dumneavoastră cu astfel de soluții de securitate. Nu trebuie decât să ne contactați și să ne spuneți de ce anume aveți nevoie. Noi comunicăm constant despre noile soluții și promoții atât pe website-ul quartzmatrix.ro, pe magazinul online qmart.ro, suntem activi pe paginile de Facebook și LinkedIn ale companiei, așa că ne puteți găsi oriunde vă este la îndemână. Până la următoarea întâlnire, fie că va fi online sau față în față, așa cum sperăm, vă dorim o săptămână eficientă, bineînțeles să rămâneți în siguranță și
Promit să revin eu cu un mail către noastră cu prezentarea lui Andrei, înregistrarea acestui webinar și, bineînțeles, licența pe care Andrei a promis-o. Până data viitoare, numai bine!